Era greu? Seniori. Bine, orice sport de performanță, asta nu e între bătrâni, știi? Nu? Nu, poți să, nu, era foarte ușor, chiuiam, da. Dar... Da. Spre deosebire de alte sporturi, nu știu, implică o perioadă mai mare de pregătire, ore mai multe la antrenament. Cumva standardul era de două sesiuni de pregătire pe zi, două antrenamente pe zi. Aveam dimineață antrenament, după școală, prânz, un al doilea antrenament și odihnă. Mai ales și seara perioada... dormeai pe burtă. Nu mai... nu te mai întorceai. Da. Da. Trebuia deci să duci și școala. E, da, era condiția asta? De la părinți, că la toți era condiția asta, nu știu dacă mai poți să te duci la antrenament în caz de note mititele. Da, știi? Cred că a fost nu neapărat o condiție din partea părinților, cât o responsabilitate da. Morală față de... Corect. Dar te-au susținut? Mine, da. Te-au, părinții adică, m-au susținut. Întotdeauna au fost... Adică n-au fost ceva de, măi, mamă, nu găsim și noi al sport mai liniștit? Nu, 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 nu. Nu știi nu. Că, aoleu, ei, sărim da. De acolo... Da. Deci adică la concursuri avut... când veneau, nu puneau mâna la ochi. Da, cel mai mult au venit la Tineretul, au venit câteva ori și la Bacău, și la Sibiu au fost odată, mi-aduc aminte. Și nu, erau întotdeauna, au fost în spatele meu și susținerea de care am avut nevoie în limita posibilităților lor. Întotdeauna au dat tot ce au putut mai bine, tot ce au avut mai mult. Un sportiv participat la campionatele și naționale și europene de drift și a zis, mama cu tata mai pot, dar bunica nu. Vine, zice, stă de par, da, aude zgomotul, știi? Dar nu se uită practic, concret la... Și de-aia mă gândeam. Deci nu, n-au existat opreliștile astea, n-au existat nimic. Nu, nu, 2005, nu. Campion național sau când? Sau când? 2000... Campion național. De ce bătrânești? Da. Da. Anii să-i punctez, nu mi-aduc aminte, dar încă de la... Dar se organizau concursuri ca lumea? Da, concursuri chiar, deci din partea punctul de carieră în juniorat, copii juniorat plus seniorat. Doamne, cum am ajuns să vorbim, să organizau, știi, zici că vorbim de 1930. Da. Am avut, cam acolo a început, ăla a fost fix avântul. Am început să câștig la categoria copii, după care la juniori am făcut parte din lotul național în toți anii mei de juniorat, după care am mai prins... un an de seniori, eram în punctul respectiv parte din potențialul proiect olimpic pentru Londra. Și în 2010 nu se câștiga nimic, veneați numai pe performanță, în momentul, pe orgoliu, pe mândrie. În momentul respectiv cumva am optat să mă axez pe latura academică mai mult. Am plecat la facultate în Marea Britanie. Punct în care cariera mea în performanță. Pe ceva de profil sau te-ai dus pe facultate pe altceva? Jurnalist și media. Pe bune? Da, asta am terminat. Deci tu ai dat da. Dita mai, cum se zice, campionul național la sărituri, ai plecat pe jurnalist și media în Anglia? Da, în punctul respectiv asta am considerat eu că mi-ar plăcea să fac. Lumea, sincer, ți-ai dat seama că... Adică erai dezamăgit? Nu neapărat dezamăgit, am învățat o grămadă de noțiuni care sunt transferabile. Adică da, sunt puteai să te duci mai sus în România în momentul ăla? Ce puteai să faci? Să ajungi la Olimpiadă? Da, Olimpiada cumva superlativ absolut, nostru, maximum, da. Exact, clar. Viitor cărui sportiv de performanță suprem. Și ai avut Olimpiadă, de ales? Olimpiadă, medalie olimpică, da. Ideal. Și asta ai avut de ales? Adică să mergi pe drumul ăsta în continuare cu posibilitatea, probabilitatea de a ajunge la Olimpiadă sau să o cotezi spre jurnalist și medie? În punctul în care am plecat, eu speram să mă pot pregăti în continuare și în Anglia. Când se întâmplă asta? 2010. Bun. 2010 am plecat. După ce am terminat liceul, am plecat la facultate. Iar deci cu șanse odată, reale pentru lotul olimpic. Eram era parte acolo, din, cum se din grupa de selecție. Bun. Da. 2012 pentru Londra. Da. Ai regretat asta vreodată? Nu. Dar nu la modul să-mi dau capul de pereți. Nu. Absolut deloc. Deloc. Pentru că parcursul ulterior pe care l-am avut s-a datorat în mare parte exact ruperii respective. În 2010. Eu n-am știut. Deci tu când ai venit? În 2014 sau cât? 13? Da. 13, și ai venit jurat, 15 au jurat la 3 ani de proiect. Cu jurnalist științele comunicării. Dacă aduceam și o diplomă de acasă, jurnalist științele comunicării, iau, n-am știut. Jumătate de punct. Da, ziceam, Cătăline, iartă-mă un pic, dă-mi un 5 să trec și eu că mă tirui. Bun, te-ai întors. Ce-ai găsit aici? M-am întors, dar mă întorceam episodic. Cumva da. M-am întors fugitiv în ideea în care am participat din nou la un campionat național.
în 2013-2014. Stai un pic, fără pregătire acolo sau că acolo ai găsit ceva? Ulterior, după ce nu am găsit condițiile la care speram, am avut un an complet de pauză. Nimic? Nimic, nimic. Iar după un an am reușit să găsesc, am prins o oportunitate de a intra în echipa celor de la complexul de natație, complexul sportiv din Coventry, unde am fost la facultate, unde studiam. Și m-am alăturat staff-ului lor, lucram part-time ca salvamar și antrenor de sărituri în apă. Aveau un bazin de sărituri în apă, însă bazinul consta într-o trambulină foarte veche de un metru, o trambulină și mai veche de 3 metri. Și una ruptă, o platformă de 5 metri. Aveau și platformă de 7 și de 10 metri, însă erau închise, erau acoperite, nefiind sigure ca structură. Erau cumva... Deci se poate și la alții. Periclitate. Da. Și ei au avut nevoie de fonduri. Tu nu le-ai spus cine ești? Bazinul a fost închis. Ba da, eu m-am dus, m-am prezentat. Și n-ar fi putut face ceva pentru tine? Vorbesc la modul sincer, adică, băi, avem o comoară aici. Hai să vedem ce facem. Cea mai ușoară șansă, cea mai fezabilă opțiune ar fi fost să merg la Sheffield. Sheffield era cel mai apropiat complex cu o bază de sărituri în apă extraordinară. Sheffield fiind un complex atât de bun cunoscut internațional, de renume, se organizau competiții internaționale la Sheffield. Am fost de câteva ori, însă era destul de departe, era costisitor. Și nu merita. În punctul respectiv, cumva, eu eram împăcat cu ideea că, ok, fac chestia asta acum. Am revenit folosind, cumva, beneficiind de complexul sportiv de acolo. Aveam acces la bazin, aveam acces la sala de pregătire și chiar după un an complet de pauză am sesizat că mai mergi. Încă am, da, am păstrat din... Că nu scârții. Exact. Am păstrat din calități, am păstrat din condiția fizică, mi-am păstrat mobilitatea și mi-a venit ideea de a lua un an de pauză de la facultate și de a încerca... Am revizitat așa o ofertă pe care o primisem înainte de a pleca la facultate, de a pleca la de croazieră, cum ai menționat mai devreme. Da. Și în punctul respectiv, făcusem deja 2 ani de facultate și am hotărât, ok, iau un an de pauză, îmi îngheț un an, plec pe VAS, fac un contract, văd despre ce e vorba. Merge bine. În tot timpul ăsta economisesc câte ceva, cât să nu mai fiu nevoit să lucrez în ultimul an de facultate. Corect. Să depind de un job part-time. Ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult.